Am revenit în direct cu informația momentului. Polițista din dosarul fraților milionari a fost dusă de urgență la spital. Colega mea, Roxana Ciuca, are detalii. Roxana, te ascultăm. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Este o informație în exclusivitate. Iată, Luana, fosta polițistă de la secția 7, arestată preventiv în dosarul fraților Tate, ar urma să ajungă din moment în moment aici la DIICOT, însă sursele mele vin și spun că aseară ar fi căzut pe scări și ar fi luxat piciorul și nu ar mai ajunge în această dimineață aici la Sediul Direcției de Investigare a Criminalității Organizate și Terorism. Chiar la această oră este consultată de medicul de la cabinetul medical de acolo din arest și vedem care va fi starea acesteia de sănătate. Cu siguranță că se vor face cel mai probabil. Ne putem gândi niște verificări acolo pentru a vedea clar ce s-a întâmplat. A fost împinsă de cineva sau pur și simplu din neatenție. Cert este că aceasta în clipa de față nu poate să meargă pentru că, vă spuneam, și-a luxat piciorul.